La această oră, în direct, președintele PSD. Marian Oprișan nu trebuie să candideze pentru o funcție în Parlamentul României. Din ce cauză n-ar putea să candideze, în opinia dumneavoastră? Din opinia mea, nu este oportună candidatura domnului Oprișan pentru Senat. Cred că cel mai oportun în acest moment este să rămână vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea. Și celelalte persoane înscrise pe listele prezentate de Marian Oprișan vor... Lista a fost invalidată. Este posibil. Mulțumesc mult. Ce s-a întâmplat la Iași? Înțelegem că domnul Maricel Popa ar fi rămas totuși pe lista Partidului Social Democrat. Nu s-a pus vreodată problema să nu fie pe lista Partidului Social Democrat domnul Maricel Popa. Ați avut câteva reguli în sensul în care cei care au pierdut alegerile locale, mai ales sub scorul partidului, să nu se regăsească pe lista. Am găsit o listă foarte, foarte dinamică și foarte bună la Iași. O să vă prezentăm în integralitatea sa. Ați luat practic aceeași decizie, deși în discuțiile inițiale șefii de filială care pierduseră alegerile locale trebuiau să facă un pas în spate, îl regăsim pe domnul Manc, cap de listă, îl regăsim pe domnul Dunca, pe domnul Maricel Popa. Deci fiecare decizie la fiecare organizație a ținut seama de mai mulți factori. De la început eu am zis că nu iau decizii paușale, toată lumea la fel. Și am luat în discuție împreună cu colegii mei fiecare organizație și contextul fiecarei organizații. De aceea, în anumite zone se regăsesc anumiți președinți în continuare. Vreau să vedeți, de exemplu, la Bihor, cu cine s-a luptat domnul Mang la aceste alegeri. Adică trebuie să ținem cont de anumite aspecte. Și partidul și le asumă, inclusiv eu. Ați vorbit de Bihor și vedem acolo că și doamna Steluța Cătăniciu este pe listă. Este propunere pe locul 2, doamna Steluța Cătăniciu. De ce ați ales să o includeți pe domnia sa pe liste? Așa am hotărât cu organizația de la Bihor. Ați renunțat la alți lideri din propriul doamna partid? Doamna Cătăniciu e o juristă foarte bună. Dar căreia îi se poate reproșa aceeași activitate pe care au avut-o și Șervan Nicolae, și Florin Iordache, și Eugen Nicolicea? Nu cred că... Dar eu nu am reproșat nimănui, nici lui Șerban Nicolae, nici la nimeni, nicio activitate.